Ovidiu, prima dată la mulți ani și felicitări pentru parcursul din tur cu Arena Alba Iulia, singura echipă din Liga 5 care a câștigat maximum de puncte. Cum a fost posibil? În primul rând, la mulți ani și dumneavoastră. Posibil a fost prin muncă, printr-un joc bun al echipei făcut în acest tur de campionat și prin sprijinul firmei Florea Group, prin Florea David și Florea Marcel, care au făcut această echipă să meargă înainte și să fim acolo unde suntem. Care a fost cel mai periculos adversar, cel mai greu meci pe care l-ați avut în prima parte a campionatului, ca să zic așa? Cel mai greu a fost meciul din deplasare de la BIA, unde am câștigat 1-0, dar am întâlnit un adversar bun cu care o să ne luptăm în continuare pentru promovarea în Liga a 4-a. Să înțeleg că obiectivul echipei este promovarea în Liga a 4-a? Obiectivul echipei este acela de a juca un fotbal bun, de a aduce lumea la stadion și dacă o să fim pe primul loc la sfârșitul campionatului, da, promovarea. Ovidiu, mulțumesc și succes în continuare. Vă mulțumesc și eu.